Salutare! Astăzi vreau să îți vorbesc despre M-Cabinet, portalul cetățeanului Republicii Moldova. Acesta este unul din cele mai utile servicii ale Agenției de Guvernare Electronică pe care tu, ca cetățean, le poți accesa. Ai la dispoziție o mulțime de informații, de la starea actelor de identitate, situația asigurărilor sociale, până la achitarea amenzilor, starea bunurilor pe care le ai în posesie, informații despre studii, medicul de familie sau chiar traversările de frontieră. Astăzi o să-ți arăt câteva posibilități, dar și cum le poți accesa. Fie că o faci de pe calculator sau de pe telefon, orice cetățean al Republicii Moldova poate accesa mcabinet.gov.md cu ajutorul unei semnături digitale. Odată autentificat, vei vedea portalul care afișează mai multe blocuri. În funcție de dispozitivul pe care îl alegi, acestea arată diferit. În regim desktop ai în partea stângă scurtături pentru toate blocurile, iar în mijloc un desfășurător. Hai să-ți arăt doar câteva posibilități pe care le ai tu ca cetățean. În categoria acte de identitate ai la dispoziție detalii despre toate actele deținute, statutul lor, valabilitatea. Spre exemplu, la permisul de conducere poți urmări câte puncte de penalizare ai, totodată și contravențiile. M-Cabinet îți afișează informații adiționale privind contravenția, sancțiunile aplicate și, evident, fără a pleca prea departe, poți achita imediat amenda prin intermediul serviciului de plăți electronice M-Pay. Din acest portal poți în general duce evidența la toate plățile pe care le-ai făcut prin M-Pay, fie că e vorba de taxe achitate la serviciul fiscal, taxa pentru folosirea drumurilor, aceleași amenzi și așa mai departe. Vezi evident suma, data încăsării, totul super clar și transparent. Pentru a te asigura că nu ai datorii, există și tabul situație fiscală, unde vor apărea date în cazul în care ai ceva cozi sau dimpotrivă. Vrei să vezi ce contribuții ai achitat până acum, respectiv accesezi blocul pentru asigurări sociale. M-Cabinet îți oferă destule date și pentru bunurile pe care le ai în posesie. Fie că e vorba de bunuri imobiliare sau vehicule, datele sunt la fel oferite de Agenția Servicii Publice. O posibilitate recent apărută e și faptul că poți vedea dacă unul din aceste bunuri se află în garaj. Încă un bloc care ar putea fi util multor cetățeni este istoricul traversării frontierei, unde poți vedea punctul de traversare al frontierei, data, numărul documentului și, desigur, pentru maximă transparență, poți vedea istoricul accesării datelor tale personale de către instituțiile autorizate prin lege. Acestea sunt doar câteva din avantajele M-Cabinet. Toate datele oferite aici vin de la instituțiile publice, astfel că ai informația actualizată la zi, dar și istoricul acestor date și informații din anii precedenți. În viitor, funcționalitatea platformei doar se va extinde, vor apărea noi blocuri cu informații, așa că eu sunt sigur, va fi utilă pentru toată lumea.